Am mai făcut o prostie de mult. Ce faci, Cornel? Bine, George. Treaba e bună? Da, foarte. M-am urcat pe carport, n-am stat mult acolo, că... dar am văzut niște panouri foarte interesante. Prima dată când le văd. Da. Sunt noi? Da. Ce tehnologie avem aici? Avem niște panouri de 370 W, mono... Monocristaline. Monocristaline, half cell. Half cell, adică sunt tot două într-unul. Două într-unul, cum ai și în spate. Bună treabă. Pentru că aici este o situație un pic mai specială. Exact. Avem un carport pe care l-am orientat noi sudic, dar are inclinație cam mică. Hai să profităm la maxim. Și hai să profităm la maxim. Și ca să profităm la maxim, am zis să luăm cele mai bune panouri pe care le-am găsit. Ai ceva mai bun de-a ta? Nu. Așa că am pus cele mai bune panouri. Dar de ce sunt cele mai bune? Puterea instalată pe metru pătrat la aceste panouri este cea mai mare în momentul de față pe piață. Într-adevăr, putem găsi pe internet panouri de 550 W bucata. Dar trebuie să ne uităm și la dimensiuni și efectiv ce putere au, ce putere instalată au pe metru pătrat. Aia e cel mai important. Poți să ajungi la concluzia că ți-e un panou de 550 W și dacă faci calculul ăsta, realizezi că tu de fapt iei panouri de 300 W, raportându-ne la dimensiunea panoului. Deci nu puterea importantă, ci puterea pe metru pătrat. Exact. Și asta e cea mai bună densitate în momentul ăsta, exact. Să zicem așa, cea mai bună randament pe metru pătrat. Exact. Avem un panou de 370 W în versiune standard, 1 metru pe metru 70. În care de obicei am fi văzut 240, 300. În ultimii ani 300, 310, 320. Dar acum 2-3 ani era mai jos. 280, 290. Deci cam așa arată evoluția pe partea asta de tehnologie. Dar puterea pe metru pătrat este doar începutul discuției. Că oamenii se uită la chestia asta, domne, îmi iau de putere mare ca să acopăr un vârf al producției. Da, exact. Și o cantitate de energie produsă de-a lungul anului. E, asta ne interesează și mai mult, pentru că în situația asta, noi practic aici prototipăm și testăm o soluție pe care apoi va trebui să o facem cumva, să o înseriem. Visul meu este să facem carporturi fotovoltaice accesibile pentru toată lumea. Și ca să fie, să aibă un randament cât de cât, avem o problemă. Mașinile nu se pot lăți și să facem carporturi și mai mari ca să încapă mai multe panouri. Exact. Suntem limitați de suprafață. Și atunci, hai să explicăm oamenilor cam ce vom putea noi produce de pe acest carport. Cam care este capacitatea instalată? Avem o putere instalată de 5,18 kW și cred că o să producem undeva la vreo 7000 de kWh pe an. Ok, dar pe mine mă interesează dacă o să pot să-mi încarc mașina direct din carport, dacă mi-aș pune mintea. Cu siguranță. O stație de încărcare adecvată, care să încarce doar din excesul de energie, cu siguranță. Atât timp cât avem soare, avem la dispoziție 5,18 kW. Putere instalată. Putere instalată. Dar în realitate? În realitate poate să producă 2, poate să producă 3, poate să producă 5, în funcție de perioada anului, da? Și de insolație. Foarte important. Tocmai de aceea, atunci când ne uităm la un astfel de proiect, nu este suficientă puterea instalată. Puterea instalată ne spune că ăla este maximul de putere pe care putem exact. Obține, să zicem, într-o primăvară răcoroasă la corect. Prânz. Corect. Da? Și atunci pe noi ne interesează să obținem suficient de multă, un vârf de producție care să justifice și un pic economic, pentru că aș vrea să bag mașina și să pot să-l încarc oriunde ar fi un astfel de carport fotovoltaic. Nu ăsta, dar unul la care lucrăm chiar acum și care va fi disponibil, vă spun în avantpremieră, vorba lui Cornel, dacă o spui, bate să o și faci, vom avea în curând pe carport.ro un online shop de carporturi fotovoltaice. Nu ne băliți încă, nu e nici pe departe gata, vă spun doar așa, eu vărs din casă, vă spun dinainte ce o să facem. Dar planul nostru este ăsta, să gândim niște carporturi care pe o suprafață altfel limitată, că nu poți să faci niște acoperișuri mari, să obținem maximum de producție și de aceea ne interesează astfel de panouri. Corect. Însă nu doar vârful de putere, nu doar producția, nu doar puterea instalată ne interesează, ci și tehnologia din aceste panouri, care înțeleg că e actualizată. Ce e nou la ele? Avem panouri monocristaline, vrem să facem o testare, inclusiv la tine. Noi am făcut, avem un test de 4 feluri de panouri, sunt în teste de un an și 3 luni. E un debate, știi, debate-ul monopoli, care e mai bun. Monocristaline sau policristaline? Policristaline. Care sunt mai bune? Hai să vedem la tine. Hai să și vedem da. Și la mine. Deși, din câte am auzit eu, aproape că ați tranșat discuția asta la voi în laborator, dar poate vorbim despre chestia asta când vă vizităm. Da. Dincolo de tehnologia de bază, monocristaline versus policristaline. Este mitul ăsta că mono au putere mai mare, de văzut dacă în clima de la noi. Ele mai au încă un secret. Spuneai că sunt... Half cell. Half cell. Ce înseamnă asta? Ele, practic, sunt două panouri într-unul, da?
Dacă umbrim jumătate de panou, cealaltă jumătate funcționează la capacitate maximă. Asta este o chestie foarte importantă. Dacă apar umbre de la un copac, de la o frunză căzută pe un panou sau de la diferite chestii, cealaltă jumătate a panoului funcționează la capacitate maximă. Și asta adaugă până la urmă la producția totală a panourilor, exact. Că pe noi ne interesează doar puterea instalată, pentru că putere de genul ăsta pot obține și panourile ieftine sau de calitate mai slabă. Da, corect. Important e cât de multă... cât de multă energie reușim să producem cu acest sistem în decursul unui an. Ok. Și ele mai au niște, un secret. Din câte am văzut, celulele sunt destul de sus. Am văzut secretul de la cele dinainte. Practic nu mai există lițele alea, nu mai sunt în, exact, în alte... Bazbarurile, colectoare. Având mai multe bazbaruri, ele sunt și mai subțiri. Atunci distribuie energia pe întreaga celulă, în transportul de energie pe celule. Ok. Am ajuns la 9 bazbar plecând de la 3. Ce aveai înainte, avea 3 bazbar. Înainte aveam 3 bazbaruri pe un panou. Exact, pe o celulă. Pe o celulă. Transportul energiei se face prin bazbaruri, de la o celulă la alta. Da? Înainte am plecat de la tehnologie 3 bazbar, 4, 5, am ajuns la 9 bazbari. Și automat, fiind mai multe căi de a transporta energia, nici celulele nu se mai încălzesc așa tare. Pentru că, până la urmă, căldura este entropie, adică exact, energie pierdută din tot sistemul ăsta, exact, și pe noi trebuie să luăm maximum din soare și să facem curent. Exact. Cam care este randamentul? Deci la cât ajungem pe metru pătrat? Avem undeva la 240 de W pe metru pătrat putere instalată. Deci un eficiență de 24? Cam cât? Undeva aproape 22%. 22%? Da. Nu e rău. 22%, mi-am aminte că se vorbea, la un moment dat era așa dintr-un viitor. Poate se ajunge. Poate se ajunge. Da. Dar gândiți-vă că e o chestie, până la urmă noi reușim să luăm, nu reușim să luăm măcar un sfert din energia pe care soarele o trimite către pământ. Acolo unde avem panouri. Dar hei, lucrăm la chestia asta în fiecare zi. Am vorbit de tehnologie, hai să vorbim un pic de partea de invertor. Practic, din panourile astea noi luăm un curent continuu, nu? Da, colectăm energia produsă de panouri, ne folosim de un invertor trifazic la Fronius și o injectăm în rețeaua internă. De acolo luăm, încărcăm bateriile, încărcăm mașina și consumăm în casă. Consumăm în casă sau livrăm în rețea. În cazul în care am vrea să facem însă detașat de casă un astfel de carport, dacă cineva se gândește că ar vrea să facă o parcare fotovoltaică sau o parcare solar charging, da? Să zicem că este loc, la o clădire de birouri sau un spațiu comercial, am putea să gândim soluția asta, insulă? Insulă, te referi să nu fie conectată la rețea? Exact. Adică am panourile deasupra, am invertorul acolo. Ce mai trebuie ca să încarc mașina direct în garaj, fără nicio legătură cu nicio altă sursă? Ne mai trebuie o capacitate de stocare. Ok. Care poate să fie o anumită cantitate de energie stocată și o folosim pentru a încărca mașina. În cazul în care nu avem soare. Sau putem să încărcăm în timpul zilei direct din soare. Deci sunt două scenarii la care te poți gândi acum. Încărcăm doar când e soare sau avem și o anumită capacitate ca să ținem să stocăm în ceva energie. Dacă vrem să fim detașați de rețea, în sistem off-grid, ne trebuie o capacitate de stocare, orice ar fi. Pentru că soarele e atunci când e soare. Exact. Și ne vrem să încărcăm atunci când vrem, exact, noi să încărcăm. Și nici tehnologia nu ne permite să nu avem capacitatea de stocare. Ok. Dar hai să zicem că nu vreau să pun și baterii și aș vrea să funcționeze doar când e soare. Ar putea să meargă? Nu. Bat un apropo la stația aia inteligentă. Da, tot trebuie să avem conexiune la grid. Ok, pentru că? Pentru că invertorul on-grid nu pornește dacă nu are rețea. Și dacă, dar nu există o variantă off-grid? Ba da, avem și variantă off-grid. Deci să mai lucrăm la chestia asta. Tot între capacitatea de stocare. Și asta este o provocare tehnologică la care ne gândim și lucrăm de ceva vreme și dacă ai o idee mai bună ca a noastră, scrie-ne mai jos la comentarii sau dă-ne un e-mail, contactează-ne pe undeva și spune-ne cum ai face tu. Pentru că încercăm să facem tot procesul ăsta, de la soare până în bateria mașinii, cât se poate de eficient. Până la urmă, îți poți imagina un scenariu totuși fără baterie și fără grid? Mai întrebăm niște prieteni care se pricep. Tehnologia actuală, nu. Nu putem încă? Nu. Avem o soluție mai eficientă, mai bună decât litiu în momentul ăsta pentru stocare? Pentru scenariul nostru? Nu. Sunt în discuții ceva soluții, dar încă nu sunt pentru end user. Așadar, work in progress, lucrăm la chestia asta, dar visul acela frumos de a-ți încărca mașina acolo unde o parchezi devine realitate. Da, corect. Generația noastră trăiește vremurile când îți bagi mașina în garaj și garajul încarcă mașina. Da. Benzineria e acasă. Da, corect. Să-ți încarci mașina nu trebuie o putere instalată foarte mare.
teoretic stai 10 ore pe zi acasă, de seara până dimineața, decât poți să ai tu capacitatea de stocare la mașină, încât să nu poți să o încarci în 10 ore, cu o putere foarte mică. Corect. Aici intrăm într-o discuție, iar sunt mulți oameni care spun că nu se rezistă rețeaua. Rețeaua poate să ducă fără probleme de aici mult și bine, cel puțin 200.000 de mașini electrice se încarce noaptea și tot nu ar fi probleme, din câte știu eu de pe la băieții de la transport. Dar până în alta, încercăm să facem chestia asta din energii regenerabile acolo unde suntem. Și hai să luăm un scenariu mai realist. Să zicem că facem carport la firmă. Da. Sau poate facem un curtel hub, nu știu, zic, arunc și eu așa. Să zicem. Și vin și bag mașina acolo și cu o astfel de soluție, o să zicem că reușesc o mufez, da? Câtă energie aș produce într-o zi obișnuită? De mi-ai dat o cantitate anuală, hai să o spargem pe luni și apoi pe zile. Undeva la 3,5-4 ori puterea instalată. Dacă e un sistem de 5 kW pic, undeva la o medie de între 15 și 20 de kW oră pe zi. Pe zi? Da. Toată ziua? Toată ziua. Ok, să zicem că tu vii cu mașina la serviciu la treabă la 9, da, și pleci la 5. Practic cât, da, a fost soarele pe cer. Exact. Și vei lua cel puțin 80% din producția din ziua aia. Corect. Un minim de 12 kW ai putea să iei de la soare, să-i bagi mașina de sub? Da. La consum pe care l-am eu pe mașină, cred că aș face cel puțin 80 de kilometri cu energia asta. Deci îți mai și rămâne. Da. Deja este un scenariu realist. Deci cu energia din parcare poți să faci 80 de kilometri într-o zi. Oamenii nu cred că fac mai mult cu transportul zilnic până la muncă și înapoi de 80 de kilometri. Da. Spune-ne și tu mai jos la comentarii cam cât de lungă este naveta ta. Pentru că dacă este de vreo 80 de kilometri, s-ar putea să se justifice o mașină. Dar dacă este de doar câțiva kilometri, s-ar putea să fie mai util transportul în comun, o bicicletă sau alte soluții alternative. Este un scenariu pentru cei care au unde să-și pună un astfel de carport acasă sau o mașină electrică este pentru o navetă, să zicem așa, o idee mai periurbană, mai în afara orașului, mai la limita metropolei. Dar cred că ar putea să fie o discuție și mai lungă și cred că am putea să mai luăm întrebări de la oameni, da, mai jos, da, și ne mai vedem? Da, cum să nu. Mi-a scăpat ceva important aici? Nu. Doar bine. Hai zi care mai sunt prețurile. 2021, toată lumea a scumpit. Cât vine nota de plată? E complicat. Pentru că și la lemn, știi că m-a costat mai mult decât mă așteptam. Dublu? Da. Aproape dublu. Adică mi-a făcut o reducere compania, dar n-a ieșit ieftin. Și dacă vă spun prețul carportului, nu o să-l anunț acum, nu ar fi realist. Pentru că noi o să dăm drumul la ce vrem să facem probabil la anul. Și până atunci prețurile sper eu să se așeze la loc. Dar la fotovoltaici au crescut prețurile? Avem o creștere până acum de vreo 20%. Ce înseamnă structuri, panouri, invertoare? Pentru că structurile sunt de metal, de aluminiu. Da. Și astea s-au scumpit. De două ori anul ăsta. De două ori. Da. Și panourile nu. Nu așa mult. Și panourile au crescut cu 20%. Am ajuns să zicem că 20% e ok. Dar nu e. O să coboare? Se anunță în Q2 2022. O eventuală revenire. O eventuală revenire. Până atunci nu. Dar tu crezi sincer că o să mai scadă la loc? E cerere mare din cât aud eu. Deocamdată e cerere mare. Vedem ce se întâmplă la anul. Așadar, dacă aveți planuri de instalare de genul ăsta, dacă nu sunt foarte urgente, încercați să vă faceți bugetare așa pe câteva luni în avans. Știu că și oamenii tăi sunt fully booked, nu? Da, anul ăsta. Deci prețurile cresc, echipele sunt ocupate. Totul merge. Umblă câinii cu covrigi în coadă în 2021. Mai povestim mai încolo. Cam atât. Sperăm că ți-a fost de folos și acest episod. Epopeea, această odisee, aceasta a carportului fotovoltaic continuă. Sper că ai aflat ceva care să te intereseze și dacă vrei să afli mai multe, în curând o să găsești și un newsletter unde te poți înscrie pe carport.ro. Nu o să facem ca Tesla să-ți luăm un avans fără să avem un produs. Ca la 100 de euro? Nici buc. Ca la Tesla. A, da? 100 de euro. Sau ca la Starlink. M-am înscris, mi-a luat 100 de euro. Da. Am zis chestia asta, că m-am zis asta. Mai povestim despre chestia asta, poate în Curiosity. 13.100 de euro. Să treci strada? Nu, ce să fac ceva cu ei. Uite că lutezi la ei, da? Când ți-ai rezervat mașina. Lutezi la ei, da. Nu? Da. Cam atât. Dă-ne un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja și îți mulțumim că ne urmărești pentru că împărtășim cu tine proiectele noastre foarte, foarte, foarte utile pe termen lung, cred eu. 15 ani, 20. Durată de viață estimată, minim? Mm-hmm. Oricum, clipul rămâne aici. Pune soarele la treabă. Da. Sperăm doar să nu vină vântul ăla din ca în Cehia de 240, pentru că arhitectul Marius Miclăuș a calculat structura asta împreună cu structuristul la vreo 200 și, da, nu mai mult. Da.
Bine că ai zis și pe video să nu dai vina pe mine. Panourile nu sunt niciodată de vină, dar le prind bine. Da, da, da. Și trebuie să vă anunț că Cornel are și sisteme de prindere pentru tablă dublu falț. Corect. Ceea ce nu era înainte în România. Acum avem sisteme de prindere discrete. În toate sistemele de prindere. Toate. Avem. Da. Încă o dată, Cornel, îți mulțumesc. Mulțumesc și eu, George. Încă o dată, vă mulțumesc și vouă. Și până data viitoare, să faceți numai case bune. Uite așa. Case bune. Case bune.